Sâmbătă vor avea loc jocurile din cadrul ultimei etape a primei părți de campionat din Liga a IV-a. Echipele de pe primele trei locuri în clasament, Victoria Buzoiești, Unirea Bascov și FC Argeș-Pitești, vor evolua în deplasare, la prima vedere cele trei fiind favorite. Actualul lider al seriei se va deplasa la Pitești, acolo unde va da piept cu Sporting, o echipă fără prea mari pretenții, dar foarte incomodă, mai ales pe teren propriu. Victoria Buzoiești nu trebuie să facă niciun pas greșit în această etapă, altfel va pierde șefia clasamentului. Nu de alta, dar Unirea Bascov și FC Argeș-Pitești, principalele urmăritoare ale liderului, nu au cum să se încurce în jocurile ce le au de disputat. Ocupanta locului secund, Unirea Bascov se va deplasa la Rucăr, gazdele fiind echipa cu cele mai multe goluri primite în acest tur de campionat. Echipa alvioletă, FC Argeș-Pitești 1953, întâlnește formația din Suseni, Olimpia, chiar pe terenul acesteia din urmă. Cum gazdele au câștigat etapa trecută la Berevoiești, scor 3-1, iar piteștenii au înclinat steagul în fața aceleiași echipe, este de așteptat ca întâlnirea dintre cele două formații să fie una viu disputată. Tabloul complet al etapei a 11-a Liga a 4-a este următorul. CSD Lerepitești, ACS Gloria Berevoiești, CS Mioveni 2, AS Micești 2002, CS Sporting Pitești, AS Victoria Buzoiești, CS Rucăr, ACS Unirea Bascov, AS Viitorul Ștefănești 2007, AS Vulturii Priboieni, AS Olimpia Suseni, AS FC Argeș-Pitești 1953.